După ce în ultimele zile rata de infectare s-a menținut peste pragul de 3 la 1000 de locuitori, municipiul Drobeta Turnu Severin a intrat în scenariul roșu. Cu această ocazie, certificatul verde devine obligatoriu pentru accesul în restaurante, baruri, nunți sau la spectacole și cinematografe. Drobeta Turnu Severin și alte 13 localități din județul Mehedinți au depășit rata de infectare de 3 la 1000 de locuitori, printre care Orșova cu 3,23, Pătulele cu 3,41 și Huznicioara cu 4,47. Începând de astăzi, 27 septembrie, se dispun noi măsuri pentru 15 localități din județul Mehedinți, unde rata incidenței în ultimele 14 zile este mai mare de 3 la 1000 de locuitori. Se permite organizarea de evenimente private cu maxim 200 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minim 2 metri pătrați pentru fiecare persoană, activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau alte unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în aceste unități, activitatea restaurantelor și cafenelelor în interior, precum și la terase, este permisă cu până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5-2, organizarea și desfășurarea activităților în cadrul cinematografelor și instituțiilor de spectacole este permisă cu participarea publicului cu până la 50% din capacitatea maximă a sălilor. La toate aceste activități mai sus enumerate este permisă doar participarea persoanelor vaccinate, testate negativ cu un test PCR sau rapid, sau persoanelor care au fost trecute prin boală. Cele mai afectate localități din județul Mehedin sunt Dumbrava, Balta, Ilovăt și Isverna, unde rata de infectare a depășit pragul de 5 la 1000 de locuitori. Comuna Breznița Motru este în continuare carantinată cu rata de 6,35.